Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela, emisiunea Tarotela cu etalarea pentru 2021, pentru cei cu soare, în mod special cu soare, dar posibil și cei cu lună, Venus ascendent în zodia leului. Etalare foarte generală, dar cu mesaje importante care sper să vă ghideze pentru anul care urmează să înceapă cât de curând. Dragii mei, înainte de a începe etalarea, vreau să fac un anunț, citiți jos sub video. Vă direcționez către un nou canal de artă în care sper să găsiți energie frumoasă, energie inspirantă, altceva în afară de tarot și o activitate care sper să vă aducă bucurii în momente mai puțin plăcute sau, repet, vă poate inspira altfel decât face tarotul în momente în care aveți nevoie de ceva, acel ceva, acel mic mesaj sau mare mesaj care să vă arate calea. În plus pregătesc un cont de PayPal, țineți legătura, căutați o fiecare video în care puteți să donați cât aveți plăcerea, puterea pentru acest canal, în cazul în care v-a în în plăcut ce ați auzit de-a lungul timpului aici. Ok, să închei aceste scurte anunțuri și să începem etalarea. Primul mesaj de la Angel este Dragostea face diferența. Dragostea ne ajută să vindecăm. Interesant că aveți aici vindecare și ne asigură o senzație de securitate și de stimă față de voi, de noi. Avem aici securitate. Avem securitate exprimată prin Tatăl, prin Împărat. Însă sunt multe mesaje. Sunt multe mesaje. În primul și în primul rând, 3 și cu 1, 3 și cu 1 înseamnă 4, veți găsi stabilitatea în dragoste, dar va trebui să faceți diferența între dragoste, dependență, atracție, senzualitate. Sunt multe lucruri care fac diferența da, între acest sentiment superb care ne este dat nouă pământenilor să-l trăim și să-l trăim în, în forme atât de profunde încât și îngerii ne, ne invidiază. Uh, va trebui în 2021 să învățați să faceți diferența între ceea ce puteți schimba în voi și ceea ce nu puteți schimba și să vă iubiți. Așa, cu acele lucruri sau obiceiuri sau tendințe de caracter, de temperament, și la fel și față de partenerul vostru să iubiți, chiar dacă ei nu se pot schimba în anumite privițe, dar faceți diferența ce se poate schimba, ce nu se poate schimba și iubiți și schimbarea, iubiți și stabilitatea, pentru că e, e un mesaj profund. Aveți nevoie de creativitate, să manifestați creativitate la anul și să lăsați în urmă ceva această, această imagine pe care am descoperit-o de curând, mi-aduce aminte de șase de spade, da? Vedeți, cineva cu barca șase de spade care lasă în urmă apele, tulburi și merge către un portal de lumină, către ape calbe, calde și tărâmuri mai primitoare lăsați în urmă o poveste neplăcută și creați creați, investigați, călătoriți către această lume de dragoste, de poezie, de artă și veți vedea diferența între ce ați trăit până acum și ceea ce puteți să manifestați și să trăiți în 2021. Interesant că aceeași carte a venit și la RAC. Take a chance Dați-vă șansa la dragoste. Faceți diferența între dragoste și alte Sentimente, repet, de sta, nevoia de stabilitate, de codependență, de nevoia de control, că avem împăratul, mulți lei au această tendință de a controla, de a domina, există, există aceste tendințe, da? nu, nu se poate să le negați. Și să nu uitați. Singurul lucru real în această lume este dragostea. Și faceți diferența, toate mesajele țin de dragoste de un nou început. De un nou început, aveți o romanță, undeva, în filipată sau manifestată doar în altă dimensiune în 2020, care în 2021 se va manifesta mult mai intens. Mult mai intens din uh, seria cealaltă de cărți aveți Sensual Awakening, trezire senzuală, nu mai știu la cine a venit, la... a venit de curând, la ce? A, nu, la alegere, la cadouri, la cadourile de moș Crăciun, la unul din cadouri a venit această carte, în fine. Și Becoming, devenirea, am zis că există o devenire, o transformare, ca să înseamnă becoming, să te transformi prin dragoste. Veți face diferența ce înseamnă dragostea și cât de profundă este și cum poate să vindece și cum poate să asigure multe lucruri pe care le-ați căutat, dar nu le-ați găsit prin dragoste. De exemplu, securitatea o căutăm, stima față de noi o căutăm, dar nu o găsim doar prin dragoste o putem căuta doar cu mintea, doar cu ambiția. Însă, în dragoste faceți diferența între aceste detalii. O trezire la o nouă senzualitate, o ieșire, așa arată cartea și îmi place foarte mult, o ieșire dintr-o trăire liniară, cum am zis, lăsați în urma apele tulburi, trăire liniară, monotonă chiar monotonă și intrați într-o spirală, într-un ritm, într-un dans care se se va manifesta în anul care vine și se va manifesta pentru că aveți 6 și cu 4 înseamnă 1, 1 înseamnă manifestare. Și uite așa, 1 devine, becoming, devine, deveniți altfel decât ați fost cândva. Pentru că până la urmă leu reprezintă le casa 5 -a, iubirii, a jocului, a creativității. Nu puteți să trăiți în această în acest ritm monoton. Trebuie să vă manifestați. Da, există și ego -ul, ego -ul tipic leului și cei care, și toți îl avem, dar în special cei cu marcaj în leu îl manifestă mai puternic. Și aici este, apare, apare egoul, apare dorința de putere, dorința de control manifestată prin împărat, dar care trebuie vindecată. Dar care trebuie vindecată și trebuie, vindecată pentru că aveți de căpătat în 2021 o înțelegere, o înțelepciune specială. Și această înțelepciune, becoming, deveniți înțelepți și faceți diferența în dragoste, dându-vă șansa la o nouă dragoste sau înțelegând dragostea din perspective mult mai subtile, senzuale, spirituale. Umpleți acest spațiu, e un spațiu gol care încă nu s-a creat, încă nu s-a manifestat în viața voastră, îl vedeți? Care urmează să se umple prin această trezire senzuală, Yin Yang, de a zis căutați și sub, o să găsiți lucruri drăguțe legate de Yin și Yang în linkul pe care vi-l atașez sub video. Uh, trebuie să picurați, îmi place cuvântul ăsta, să picurați în voi, drop into your heart, da? Picurați în voi, în inima voastră, pentru că leu reprezintă inima și să găsiți acolo, să contemplați, contemplați și să găsiți acolo energia feminină, pentru că soarele care guvernează zodia leului și orice planetă care e acolo este marcată de acest soare, soarele reprezintă o energie masculină. Va trebui să Picurați în inima voastră și să descoperiți femeia, chiar dacă sunteți bărbați, latura feminină, chiar dacă sunteți femei, latura voastră feminină, pentru că leoaicele sunt ele uh, spectaculoase, dar au și o tendință către acest uh, masculin manifestat prin uh, dorința de strălucire. Puteți să, să iubiți și să, să simțiți lucruri în această stare de. în această stare lunară. Lunară, că este și Islamunea, este luna. Rămâne de văzut ce cărți apar, dar în acest moment, pentru că au apărut cărți care trimit către rac, poate aveți acolo planete în zodia racului și reușiți să faceți această uniune, Ing și yang, nu este Ing și yang, dar culorile sunt Ing și yang, da, clar, să faceți această uniune între masculin și feminin în voi. Ați spune că, a, nu, că eu lucrez. Cred că unii dintre voi, majoritatea, mai aveți ceva de vindecat. Mai aveți ceva de vindecat legat ori de un tată, ori de un împărat, ori de dorința de a domina, de a controla, de a conduce, pentru că ele nu avem cum, da? de tatăl copiilor voștri, aici trebuie să cunoaște ceva. Ca să puteți manifesta înțelepciunea pe care urmează să o descoperiți, adevărata înțelepciune pe care urmează să o descoperiți în 2021. Dar această înțelepciune, repet, vine după vindecarea unui, unui, stil masculin. Ia uite, interesant că apare și leoaica, da? Leoaica aici. Am zis, femeile leoaice sunt foarte active. Nu, nu cred că am văzut vreo leoaică pasivă. Și aici este, trebuie să re, re, reuniți receptivitatea, pasivitatea, cu nevoia de acțiune. Interesant, da? Avem aici un soi de soare, de foc, da? Și luna. Și să contemplați asupra acestor energii. Trebuie să contemplați asupra unui suflet care vă atrage, pentru cei care sunteți singuri, vă atrage într-un mod misterios. Aveți acest fir roșu care vă leagă de ceva, de o energie, dar nu doar prin inimă vă, vă, vă conectați la acea energie și se trezește această senzualitate, se trezește kundalinii pentru unii unii dintre cei cu planete în zodia leului, știm că lei pot să fie lei, leoai ce pot să fie extrem de sexy, de seducătoare, dar vor descoperi o senzualitate spiritualizată. Știu că sună ciudat, dar n-am cum să nu spun, pentru că vine ideea, vine energia. Am spus, în 2021 găsiți înțelepciunea sau sunteți în această călătorie în căutarea luminii, o lumină specială, unică și nu ea voastră este... Sau dacă este a voastră, nu este lumina cu care v-ați obișnuit, de-aia zice, dragostea face diferență, o altfel de lumină. Veți face diferența între lumina pe care ați căutat-o, ați manifestat-o până acum și lumina pe care o veți găsi în 2021. Ce este interesant, că în această călătorie spirituală veți fi uneori poate mai singuratici. Uneori, pentru că aveți de vindecat ceva. Uneori, nu tot timpul, vom vedea și alte cărți. Deși văd că se înfiripă și o romanță, o romanță care e așa în aer de prin 2020 pentru unii. Însă această înțelepciune, această călătorie în această călătorie spirituală, va trebui să vă protejați. Știți că atunci când căutăm Lumina, suntem atacați de energiile negative. Va trebui să vă camuflați în această căutare să vă camuflați și să vă protejați. Purtați mai mult negru, unii dintre voi. Și aveți, ia uite, foarte interesant, aveți o energie care, un animal, ursul, care vă va proteja în această călătorie spirituală spre găsirea înțelepciunii adevăratei lumini. Și repet, unii spuneți că ați găsit-o, dar călătoria spirituală, de fapt toată viața călătorii către înțelepciune. Cei care vrem să călătorim către această țintă. Călătoria ține toată viața, viața asta, vreau să zic. Nu poți să spui că ținta e atinsă. Ajunge mai aproape, mai aproape, mai aproape. Da? Este un, interesant un portal prin care va trebui să treceți. Dar, dar, repet, va trebui să vă camuflați, va trebui să vă protejați. Oare de ce vom, vom treci și vom vedea în timp ce am spus acest mesaj, mi-am adus aminte de cutia Pandorei. Voi căutați lumina, va trebui să treceți printr-un portal, să faceți diferența, cum a zis de portal și mai devreme, să faceți diferența. Ia uite, portal este și aici, același șase de spade care îl regăsesc în mesajul inițial, inițial principal. Însă, această, nu știu de ce mi-a apărut în minte, acest cuvânt, cutia Pandorei, din acest motiv se, vă atrag atenția că e bine să vă protejați în căutarea voastră și în călătoria voastră în 2021, protejați-vă. Aveți și Jupiter și Saturn în opoziție cu semnele voastre, va fi intens 2021, dar vă va duce către lumină. Va, veți trece prin această schimbare. Jupiter și Saturn, veți trece prin acest portal. Veți intra într o altă dimensiune și atunci trebuie să vă camuflați, trebuie să vă pregătiți. Nu puteți să intrați așa oricum. Aici este înțelepciunea. Că libertatea este una, înțelepciunea este alta. E o mare diferență pe care o vreți. Înțelepciunea cred că este mai uh, importantă. Să fie autentic, da, e frumos, e minunat, cum vrea vărsătorul și, și leul. Să fim liberi, autentici, să strălucim, dar uneori trebuie să ne acoperim, să trebuie să ne camuflăm. Și trebuie să ne protejăm. Rămâne de văzut ce ar putea să însemne această cutie a Pandorei, nu că, nu că nu, știu ce înseamnă, dar cum se s-ar putea manifesta în 2021? Nu uitați de vindecare, de vindecarea acestui împărat. Casa 5 a leului, da? Și repet, e aici simbolul vostru, al nostru, în fine. Haideți să punem deoparte cărțile și să vedem ce alte mesaje mai vin. Din seria cărților pe care o voi folosi, a venit Cavalerul de Spade invers, Cavalerul de Spade care vine cu vești neplăcute, mai ales în poziția aceasta. În poziție normală mai aduce adevărul, dar în poziția aceasta nu prea aduce cuvinte plăcute, mesaje plăcute. Cred că este un semn de aer sau cineva cu marcaș puternic în semn de aer care nu s-a purtat frumos față de voi, cu voi. Și revine semnul de aer, regina de spade. Ce poate să însemne asta? Variază de la unul la altul. Oricum, încheiați un capitol. Încheiați un capitol care v-a adus mult stres și vouă și lor. Aici, regina de bute. Sunteți voi leoaica sau leul. Da? Seducători frumoși. În căutarea spiritualității unii dintre voi, sau într-o legătură stabilă sau într-o familie. Variază. Variază pentru că totuși sunteți mulți și etalarea în principiu va fi văzută de niște mii de oameni și na, nu, nu, putem și nici nu-i normal să manifestăm același lucru cu toții. Deci energiile sunt generale. Lei. Soare, Luna, Venus, Ascendenul, meu 2021. Voi pune 12 cărți pe masă câte una pentru fiecare lună. Iau, te lăsați în urmă frumos. ea ia, ia treia oară când văd aceea, și de Lăsați în urmă apele tulburi. Lăsați în urmă ego -ul. Dorința de control a voastră, a altuia. Că poate să fie a voastră. Lăsați în urmă. Poate nevoia de victorie cu orice chip. Lăsați în urmă și căutați dragostea. Că asta e înțelepciunea. Ah! Vă trimit către 1 Corinten cu 13, iar este un, un mesaj superb și care cred că ține de această înțelepciune. Unii dintre voi aveți un semn de pământ aici care a avut opțiuni, care are opțiuni și trebuie schimbată energia într-un fel sau altul. În fine, trebuie schimbată energia. Oricum, cel mai frumos, lăsați argumentele, lăsați discuțiile și încercați să manifestați adevărul. Și asta înseamnă adevărul, chiar dacă sunt spade. Adevărul este să distingi, da? faci diferența între un munte și altul, într-o frunză și alta. Da? Să faci diferența, pentru că este o sabie cu două tăișuri. Fiecare tăiș, unul, poate, unul taie și altul vindecă. Aici este diferența. Ok. Ianuarie. Uh -huh februarie. Wow! a început așa. Wow! Toată familia de foc aproape. Wow! Diavolul. Aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Oh, super, că se termină frumos. Se termină frumos. Până la urmă, faceți diferența în anul care vine. Faceți diferența, veți vedea că dragostea este cea mai importantă și veți înțelege dragostea dintr-o perspectivă profundă, mult mai înțeleaptă. În ianuarie aveți un cavaler de bâte. Puteți să fiți voi prin de pasiune, să începeți să manifestați ceva, să explorați niște zone, vreți să explorați ceva. Poate să fie și un asem de foc. În special berbec sau săgetător. Pentru că e cavaler, are nevoie de mișcare, voi sunteți semne fixe și vrea să exploreze tărâmuri necunoscute, Săgetător sau berbec în mod special sau cineva cu marcaj acolo. Dar, evident că puteți să fiți voi, Doritor să explorați noi zone, culturale, orice poate să însemne asta, nu musei sexuale. Dar, evident, cu bâte, ne gândim și la sexualitate, ne gândim și la uh, patimă, ne gândim și la dorința de a cuceri că sunteți voi chiar cineva, repet, poate să varieze. În februarie, regina de bute. În februarie, iar apare acest semn de foc, leoaica. Bine, poate să fie iar berbec sau săgetător. Dar în februarie vreți să cuceriți pe cineva sau cineva vrea să vă cucerească. Însă, trecând peste acest mesaj, este o energie foarte creativă, foarte deschisă, da? foarte deschisă și magică. Vreți să creați ceva magic, să explorați în ianuarie și să în februarie să creați ceva. Vreți să creați ceva deosebit. Într-un mod misterios, într-un mod magic, să ieșiți în evidență. Să fiți seducător, să fiți sexy. Acea sensual awakening pe care am văzut o senzualitate, deși, aici, nu e chiar senzualitate e, e pasiune, e o mică diferență. În martie, valetul de băte. Într-un fel sau altul, este o scădere a acestei pasiuni care va crește iar prin aprilie, obsedant, pentru unii. Însă, în martie, poate un copil. Pentru voi să, să aibă ceva de spus. Veți avea niște discuții cu un copil, nu musai semn de foc. Un copil, un personaj mai tânăr, poate să fie un personaj mai tânăr în preajma voastră. Poate voi sunteți mai tineri decât altcineva. Iar e o chestiune de tinerețe, de atracție tinerească, de originalitate care trebuie găsită într-un proiect de idei deosebite, inovative. Sunt multe mesaje, vedeți ce, ce ați prefera voi să manifestați, pentru că acum la început de an, aveți această capacitate să puneți pe hârtie ce vă place din mesajele de aici, din alte canale, din ceea ce vreți voi să manifestați, ca să aveți această ancorare în realitate a dorințelor pe care insistați le manifestați, înțelegeți. În aprilie. Ho, în aprilie deja devine lucru, lucrurile devin obsedante, acaparante. E, e aceal, iau, trebuie să vindecați acest împărat, dorința de a domina a cuiva, a voastră, a altuia. E o legătură karmică care revine într-o formă sau alta. Că poate să fie un capricorn bine. Nu m-aș fixa doar la atâta. De o, o legătură karmică care trebuie rezolvată, trebuie vindecată Trebuie vindecată. Pentru că în mai apar conflicte. Dacă e o aventură, aventura asta devine intoxicantă, obsedantă și creează conflicte, și apoi creează situații, apoi stagnează. Intră într-o stare de inactivitate. Și apoi va trebui să închideți capitolul. Și să vă reorientați spre vindecarea voastră, credința voastră, înconjurați de niște blocaje și niște așteptări. Așa, pe scurt, să revin. În mai trebuie, printre aceste conflicte, să vă regăsiți creativitatea, pentru că 5 este creativ, 5 de e foarte creativ, este joacă, poate să fie o joacă. În mai să. să descoperiți că și conflictele respective. Poți să vină cu idei. Bătele sunt idei până la urmă, valetul de băte și cavalerul da? Bătele sunt idei. Nu idei mentale, sunt altele idei, creative. Puteți să vă redescoperiți copilul interior, rămâne de văzut cum. În acest conflict sau puteți să transformați ce frumos mesajul, puteți să transformați conflictul într-o joacă. Sau dintr-o joacă puteți să vă trans, să transformați joaca într-un conflict. Mare grijă. E undeva la limit acest 5. Aici e creativitatea voastră care va trebui să se manifeste. Și puterea de a conduce un grup și de a lupta pentru ceva. Dar dacă e o situație karmică, obsedantă, sexuală, poate să fie și la locul de muncă, deși n-am văzut până acum prea multe monede, ceva neplăcut. Chiar dacă vă, vă place, dar știți că nu este sănătos. Ceva nesănătos, mai bine zis, nu neplăcut, plăcut. Nesănătos. Nespiritual. Aveți grijă pentru că vă va da bătăi de cap. În iunie apare acest uh, spânzurat. -ar, niște proiecte, eventual, vor trebui amânate sau această poveste se amână în manifestare. Trebuie să faceți prea multe sacrificii pentru a manifesta această, dacă este poveste. N-aș spune o romantică, aș spune mai mult sexy. Va trebui să faceți niște sacrificii. Și în momentul în care vă dați seama de câte sacrificii trebuie să faceți sau ați făcut pentru cineva, ori pentru un copil, ori pentru o relație, sau poate sunt lucruri care țin de, de trecut, de 2020, de-abia în 2021, înțelegeți că atunci aveți, faceți diferența între dragoste și altceva și obsesie și dependență. Dragostea vine la sfârșit, regele de cupe și e minunat. Dar treceți -mi în această călătorie spirituală. Și asta implică sacrificii, am zis. Dar ce înseamnă spânzurat înseamnă că veți vedea lucrurile dintr-o nouă perspectivă. Veți vedea, vine lumină. În sfârșit apare o lumină după o jumătate de an. Apare lumina aceasta pe care o căutați. Înțelegeți niște lucruri într-un mod subtil, poate prin vise. E casa 12-a necunoscutului. Sau niște revelații, viziuni ceva. Apoi în iulie, Închideți un capitol, închideți acest capitol în care poate, unii nu toți, evident, nu toată, nu toți lei, dar unii mai tineri, mai imaturi, mai uh, jucăuși, au avut tendința să intre în relații karmice, obsedante, sexualizate, da? care au creat conflicte și chiar dacă nu sunt sexualizate, au vrut să domine. Sunt multe, da? Împăratul aici? Sunt multe, le-am spus, reascultați-le. În momentul în care aveți această viziune, veți vrea să schimbați capitolul. Gata, puneți punct. Vreți să manifestați pentru că această viziune vă va aduce mai aproape de destinul vostru și de credință. E lumină, e credință, este steaua. Este steaua. Deci, în iunie aveți această viziune. Și în iulie puneți capăt unei situații, poate unei relații la distanță pentru unii dintre voi. Puneți capăt unei, unui stil de viață și începeți să manifestați cu credință o nouă idee, o nouă dragoste, un nou destin. În septembrie încă mai sunt niște blocaje, cineva vă blochează, voi blocați pe, eventual voi blocați pe cei care, cu care nu mai vreți să manifestați acel stil de viață, nouă de băte, poate să fie și asta. Poate unii, pentru că încă vor mai fi probleme cu virus și cu Dalea și cu Dalea în 2021. Cine știe ce perioade de blocaje le mai resimțiți în septembrie, iar poate să varieze. Ceva se blochează ceva se blochează. Dar blocajul vine tocmai pentru creșterea voastră spirituală. Veți rămâne în picioare. Veți rămâne în picioare. Niște restricții impuneți voi altora sau alții vă impun vouă, dar veți sta în picioare. Și asta este minunat. Asta pentru că undeva înainte de aceste restricții. Bine, acum știți că eu acum citesc pe luni, dar se poate manifesta într-un mod variabil, pentru că totuși sunteți diferiți. Ce am spus acum, la început de an, cu acest foc intoxicant, pasiune intoxicantă, poate se manifeste mai încolo. Pentru că Universul nu ține cont de calendarele noastre. Oricum, ce este cel mai important, că în august, în perioada voastră, iulie și august, încheiați un stil de viață și începeți vindecarea voastră. Vindecare. Echilibru emoțional. Începeți să vă vedeți destinul, să vă vedeți într-o nouă lumină. Goi. Sunteți goi, fără ego, fără aparențe. Dragostea face diferența. Și vă iubiți așa cum sunteți. Și cu defecte, și cu calități. Ceva se va întâmpla și veți, în iulie-august, veți fi deasupra lumii, într-un fel sau altul, unii dintre voi. E normal, pentru că e perioada voastră, iulie-august. Veți fi deasupra lumii. Veți străluci unii dintre voi. Și meditați că asta e scopul celor cu planete în zodialeului. Să strălucească, măcar din când în când, măcar o perioadă a anului, dacă nu mereu pentru că soarele este oricând, chiar dacă sunt nori, soarele oricând și luna la fel. În octombrie aveți acest mare preot. Iar casa cincea, casa cincea știm că e casa leului, nu e musai taur, nu este musai taur. Casa leului reprezintă și religiozitate, reprezintă și reguli, pentru că leul ca și conducător trebuie să îi impună, ca și conducător trebuie să coordoneze pe alții, să-i conducă. După, ca și rege, de fapt, trebuie să-i conducă după niște principii primite pe cale tradițională, dar și divină. În octombrie vă regăsiți spiritualitatea, această înțelepciune pe care o găsiți. Ha, ce interesant, fantastic, aici este numărul 10, da? 10 octombrie și această carte a venit în octombrie. Deci ceva legat foarte intens și interesant că pe diagonal aveți spânzuratul, viziunile, steaua, destinul și marele preot. În iunie, august, octombrie, această diagonală foarte spirituală. Oricum, în octombrie, ceva legat de tradiție de casă, iar va fi foarte important pentru voi, de creșterea voastră spirituală, de înțelepciune, de capacitatea de a coordona pe alții sau veți avea voi nevoie de sfatul cuiva foarte înțelept. Întotdeauna există oameni mai înțelepți că tot avem înțeleptul, da? În noiembrie. Un semn de pământ vă așteaptă eventual sau voi așteptați niște fructe ale muncii voastre. Eventual această muncă de transformare emoțională și spirituală. Încă așteptați ceva. Și munciți, poate mai încetișor, poate mai obosiți, după tot anul prin care ați trecut, destul de intens, cel puțin în prima parte va fi foarte intens, un pic obosiți, și în așteptare, dar o așteptare activă, totuși. E cu sapa în mână, da? Chiar dacă stă și se uită, mai muncește, iar mai stă, iar mai muncește, iar mai stă, un pic mai obosiți. Va trebui în noiembrie să fiți precauți cu investițiile voastre, că știm că vine totuși o criză financiară. Să fiți precauți. Și această muncă spirituală și transformare spirituală va, va aduce dragostea pe care o așteptați de atâta timp, adevărata dragoste, regele de cupe, în decembrie. În decembrie veți fi în echilibru emoțional, veți simți profund pentru cineva, cineva va veni în viața voastră și vă va oferi această dragoste și veți face în sfârșit diferența între ce ați trăit până acum, relații codependente, relații stabile, tradiționale, unii dintre voi, unii dintre voi tradiționale, karmice, cu diavolul, pasionale, sexualizate. Dar cu atâtea băte, însă la sfârșitul anului, dar nu obligatoriu la sfârșitul anului, aici așa a ieșit, în această etalare așa a ieșit, dar la un moment dat veți întâlni dragostea. Și ce frumos că regele de cupe și vindecă are calitatea aceasta de, de vindecător și ce frumos este că pe această diagonală aveți steaua regele de cupe și diavolul. Veți vindeca cu această stea și prin credință vă veți regăsi credința. După ce veți depăși această relație karmică, obsedantă, credința și tot ce am spus mai devreme vă va aduce, vedeți diagonala, mai aproape de regele de cupe. Că e bărbat, că -i femeie, nu contează. Un om matur care nu arată foarte multe emoții dar care simte, veți fi și voi în această vibrație. Pentru că Jupiter și Saturn e în opoziție cu Soarele vostru. De fapt Saturn va fi în opoziție pro doi ani, nu? cu Soarele vostru. Va fi intens anul, dar va fi și cu rezultate minunate. În primul rând, încheiați niște legături karmice veți străluci la un moment dat și vă veți găsi dragostea pe care orice om o merită. Pe care orice om o merită. Și se vede, am zis, că lăsați în urmă conflictele și mergeți către adevăr și mai mergeți către o stare de preîmpărăteasă preîmpărăteasă. Aș vrea să clarific. Ce să clarific? Mora, stai cu minte. Clarificăm diavolul, deși e destul de așa O, ho, ho, diavolul, ce arată moartea și asul de cupe invers. Fui, ai! Deci, dragii mei, din cauza că această relație, sau până veți, veți transforma, am zis că veți transforma, a apărut și transformarea, moartea. Și renașterea. Până nu veți încheia această legătură karmică cu cineva, sau în voi, poate să fie frici, codependențe. Știți, în principiu, ce înseamnă acest diavol, da? Egoul, am zis, vindecarea acestui ego, dorința de control, înseamnă foarte mult. Și variază de la leu la leu. Lună, Venus, Ascendent, Soare, ce aveți aici. Până nu vindecați și nu transformați acest diavol, nu se poate manifesta o nouă dragoste. Da, aia ce frumos a venit asul de cupe invers și din acest motiv a venit regele de cupe mai spre sfârșitul anului sau mai la un timp după ce, da? După ce vine. Vine și dragostea adevărată. Dar după ce nu se poate manifesta o vibrație frumoasă, înaltă, până nu vă eliberați această vibrație joasă. Și a venit vindecarea, nu a venit temperanța în aceste cărți. Aveți aici vindecarea. Vindecarea. 11. 11 ține de noiembrie. Știm că în noiembrie e zodia scorpionului. Poate să însemne foarte multe, dar nu mă refer la zodii, cum mă refer la energie. Scorpionul renaște. Eventual ce frumos, la sfârșitul, dacă ați așteptat până în Zodia Scorpionului, această muncă să se manifeste într-un mod profitabil, muncă de transformare și de vindecare și de creștere spirituală, cum ale preot. La sfârșitul noiembrie-decembrie aveți această stabilitate emoțională pe care începe să o manifestați în august, prin vindecare, echilibru și apoi vindecare și dragostea adevărată. Înțelegeți ce zic, da? Înțelegeți. Nu se poate să nu înțelegeți. Aș mai vrea să clarific. Ia te la capătul setul de cărți, nouă de monede, fecioara pentru unii, opțiuni, schimbare de energie, Sau unii dintre voi trebuie să fiți independenți să vedeți că aveți opțiuni și să schimbați energia. Să lăsați în urmă, uite, să lăsați în urmă lucrurile care vă întristează. Unii dintre voi ați trecut și prin niște dureri. Niște pierderi, unii dintre voi ați pierdut un capricorn sau un capricorn vă, vă ține pe loc. Capricorn, Scorpion pentru unii, dar n-aș vrea totul să mă fixez pe zodică, că nu-i bine, nu-i bine, că nu vreau să vă programez. E o situație neplăcută acolo la voi, care trebuie vindecată. Și asul de cup pe care înseamnă vindecare a venit invers. Deci, trebuie să vindecați, trebuie să întoarceți invers asul. Și vindecarea vine undeva prin august, am zis. În iulie închideți capitolul, e chiar de desubt, și apoi vine și vindecarea încet, încet, încet. Și învățați să blocați pe cei care vă țin în karma negativă. Cred că voi blocați pe cei care vă țin în karma negativă. Clarificăm totuși 9 de monede. Ce e cu blocajul ăla? 9 de monede. Uf, a picat cartea pe jos. Cineva se întoarce la voi. 6 de spade invers. În poziția asta eu n-am cum să o citesc altfel decât că cineva încearcă în septembrie să se întoarcă către voi și voi blocați. E o întoarcere. Când în general șase de spade se duce, când este invers se întoarce. Pe de-o parte. Regina de monede, semn de foc pentru unii. Semn de pământ, semn de foc. Um, Or un semn de aer se întoarce. Oricineva cu marcaj, în semn de pământ, se întoarce la semnul de foc. La voi, da? există niște obsesii mentale. Dar, ori ei vede, vă blochează, ori voi blocați, cineva încearcă să se întoarcă cu gândul, nu se poate detașa, dar eu zic, eu așa simt, că îi veți bloca. Pentru că sunteți hotărâți să vă găsiți înțelepciunea, și să, să, faceți diferența între dragoste și ce ați mai trăit până acum. Aveți această determinare să vindecați această energie a tatălui. Interesant că aici tatăl apare la numărul 5 și e marile preute la numărul 5. Niște chestiuni care țin de familie, de tradiție, iar poate chiar de religia, cultura în care ați fost trăiți, iar variază. Însă, ce este cel mai frumos este că veți vindeca această legătură karmică care v-a rănit foarte mult și care nu a permis manifestarea dragostei pentru că a stat prea mult în această energie. Da, frumos, eu zic că e frumos. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Pa pa.